Minora a fost căutată de zeci de forțe de ordine, iar la căutări a participat și un câine de urmă. Imediat au început căutările, iar la scurt timp de la dispariție, minora a fost găsită. Ea a fost pusă și în urmărire la nivel național. În seara de 1 ianuarie 2024, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apel 112 de către un localnic cu privire la faptul că fiica vecinului său, în vârstă de 12 ani, a plecat de la domiciliu în urmă cu 2 ore și nu s-a mai întors. La nivelul IPJ Gorj a fost alcătuită o echipă complexă cu efective lărgite, formată din polițiști aparținând mai multor structuri operative, inclusiv criminalist cu câine de urmă, care au început căutările în vederea depistării minorei, aceasta fiind totodată pusă în urmărire la nivel național. În urma căutărilor amănunțite, la aproximativ o oră de la sesizarea dispariției, minora a fost identificată de polițiști într-un imobil nelocuit de pe strada Modrului, fiind preluată și transportată de către un echipaj al ambulanței la spital pentru efectuarea unor investigații medicale. La căutări au participat reprezentanți ai ISU, IJJ și Salvamont Gorj. Atragem atenția populației ca în cazul în care se confruntă cu o situație de dispariție a unui minor, în special sub vârsta de 14 ani, să solicite de urgență sprijinul autorităților sau să apeleze numărul unic de urgență 112, deoarece în aceste situații, cu precădere pe timp de noapte, fiecare minut contează în găsirea persoanei respective sau salvarea vieții acesteia. În urma căutărilor amănunțite, minora a fost găsită de polițiști într-un imobil părăsit de pe strada Motrului, fiind mai apoi transportată de către un echipaj al ambulanței la spital pentru a primi îngrijiri medicale. La căutări au participat și reprezentanții ai ISU, IJJ, dar și Salvamont Gorj.